Mi-au fost mie luate picioarele ca Amalia să primească aripi. Sunt vorbele Magdei Lică, mama campioanei europene la gimnastică ritmică, Amalia Lică. Și ceva atât de sensibil și frumos și plin de dragoste poate spune doar o mamă care își iubește copilul și vrea să-l vadă cum reușește să-și atingă visul. Amalia ne-a surprins și ne-a adus bucurie cu performanța ei de la Budapesta la campionatele europene, în timp ce din tribune cineva o urmărea cu speranță din scaunul cu rotile mama ei. Deși Amalia are grația unei mici zâne când evoluează în concursuri, mama ei, Magda, a ajuns imobilizată în scaunul cu rotile din pricina unei malformații congenitale la măduva spinării. Magda Lică a fost mereu alături de fiica ei în toate competițiile din țară, încă de pe vremea când Amalia avea doar 5 ani, iar acum la Budapesta a fost pentru prima oară când a însoțit-o peste hotare. Și forța și determinarea cu siguranță Amalia le-a moștenit de la mama ei, fiindcă aceasta n-a vrut să vorbească despre problemele ei. Acesta este momentul Amaliei. Nu vreau să creadă că Amalia muncește pentru mine. Ea luptă pentru ea și pentru viitorul ei, fiindcă Magda nu crede în sacrificiul reciproc în care părinții se sacrifică pentru copii și mai târziu se întoarce roata. Însă cine știe, dacă va continua pe drumul performanței, pe Amalia o așteaptă foarte multă muncă, mai ales că pe lângă antrenamente trebuie să se pregătească și de evaluarea națională. Iar Magda va fi acolo să o susțină. Ăsta e un exemplu de părinte care, prin dragoste și dedicare, indiferent de situația grea în care se află, este acolo pentru fata ei care a ajuns campioană. Iar relația dintre cele două e cu atât mai specială, fiindcă pentru Magda Lică nu a contat decât dragostea pentru fiica ei și dorința de a-i fi alături.